după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. Și vom citi până la versetul 13. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și i-a zis Învățătorul, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el? Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne și ce este născut din duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. Amin. Titlul mesajului meu este Începutul Sfințirii în nașterea din nou. Este o conferință despre sfințirea practică a credinciosului și mie mi s-a dat responsabilitatea de a vorbi despre începutul acestui proces care are loc la nașterea din nou. Și poziționarea acestei teme a nașterii din nou este logică. Nu poți vorbi despre sfințire unor oameni care nu sunt regenerați, care n-au început să fie sfințiți de Duhul Sfânt. Era util, evident, un studiu pe nașterea din nou, dar eu personal prefer o prezentare expozitivă a acestui subiect din pasajul pe care tocmai l-am citit. Poate convorbirea asta dintre Nicodim și Domnul Isus Hristos trebuie să o aibă Hristos în seara asta cu tine. Poate ai venit aici să auzi o învățătură, poate te delectează tipul acesta de învățătură sau poate tipul acesta de predicare pe care îl veți vedea și la prietenii și frații mei. Dar aș vrea să nu ratăm scopul acestei conferințe, care este, dacă nu ești născut din nou, să fii născut din nou. Asta este dorința, și rugăciunea noastră. Dacă ești născut din nou, să te sfințești, nu să înveți despre sfințire. Cred că cei mai periculoși oameni care acționează în detrimentul creștinismului sunt oameni care știu despre nașterea din nou, dar nu sunt născuți din nou. Sau știu despre sfințire, dar ei înșiși nici măcar n-au început să fie sfinți. Și aș vrea să observăm, în primul rând, în pasajul acesta, condiția acestui om care avea nevoie de nașterea din nou. Este frapant pentru mine cât de departe poate să se apropie cineva de împărăție și el să nu fie în ea. Este o carte foarte bună și este publică pe internet, în PDF, aproape creștin. Care scopul acestei cărți, tocmai asta este, este un puritan care a scris-o foarte populară cartea în anumite perioade din istorie care arată cât de mult poți să arăți ca un creștin și totuși să nu fii creștin. Și tocmai asta vedem în, primul, în primele două versete. Și cred că asta este cea mai mare cursă a omului moral, a omului religios. Să creadă că este înăuntru când el de fapt este afară. Haideți să ne uităm puțin la Nicodim. Acest om are așa de multe indicii pozitive, încât din punctul meu de vedere, majoritatea bisericilor evanghelice, el ar fi considerat candidatul perfect la botez. Nici nu cred că ar mai fi făcut cateheză cineva cu el. Sau dacă ar fi făcut așa rapid, poate 20-30 minute. Atât de multe plusuri avea, așa de multe indicii pozitive avea. Uitați, de exemplu, Nicodim se distanțează de ceilalți învățători ai vremii le Vă aduceți aminte că la un moment dat, prin Matei 12, fariseii spuneau, despre Domnul Isus Hristos are drac. El scoate dracii cu ajutorul diavolului. El face lucrările acestea de putere cu ajutorul diavolului. Dar Nicodim este frontal împotriva acestora, se distanțează radical de aceștia când recunoaște că ceea ce făcea el era de la Domnul Isus Hristos. Nicodim vine direct la Domnul Isus Hristos. Și noi încurajăm oamenii la evanghelizările noastre ca oamenii să ducă direct la Domnul Isus. Să nu se ducă pe ocolite. Și el vine direct la Domnul Isus. Vedeți, îl caută pe Hristos. Uitați-vă la discernământul lui biblic. În timp ce mare parte din învățătorii vremii care stăteau cu scripturile în mână spuneau despre Hristos că este un rătăcit, că este un rebel, că fracturează societatea lui Israel și așa mai departe, Nicodim recunoaște că el vine de la Domnul Isus Hristos. Avea discernământ biblic, nu era tras pe sfoară ușor, nu era înșelat. Știa să judece bine lucrurile, realitatea. Nicodim are o pregătire religioasă Teologică, foarte serioasă. Era un fariseu, ne spune Sfânta Scriptură, era un fruntaș al iudeilor. Ne-am așteptat, nu ca omul ăsta să fie născut din nou. Te-ai așteptat, de exemplu, astăzi ca un păstor să nu fie născut din nou? Aproape că l-om de la sine înțelege, sigur trebuie să fie născut din nou. Vă spun că nu este real, nu este adevărat. Nu garantează nimănui faptul că a stat pe băncile unei școli de teologie sau s-ar putea ca unii cu cât stau mai mult pe băncile de teologie să se depă depărteze mai, mai, mai tare de Dumnezeu. Și prăpastă dintre ei și Dumnezeu să fie mai adâncă. El, conform vârstei lui, înțelegem din pasajul acesta, că era în vârstă, are și experiență religioasă, nu? La un moment dat, undeva în zona dumneavoastră, am vorbit, eram foarte tânăr atunci. Cred că acum vreo 15-16 ani am vorbit despre nașterea din nou și după terminarea predicii s-a ridicat păstorul bisericii și a spus, predica asta ar fi fost așa de bună la tineri. Adică noi ăștia care suntem aici avem o experiență, nu ne mai vorbești nou despre lucrul ăsta, asta mi se pare una dintre cele mai mari înșelări. Să știu de ce s-ar -ar începe despre nașterea din nou. Eu nu știu cum să rezolv câteva probleme din viața mea, niște dependențe, niște probleme. Cu nașterea din nou o știm, hai să sărim peste pasul ăsta. Cred că e fatal pentru foarte mulți oameni lucrul ăsta. Că nu au început cu începutul. Uitați, omul acesta mărturisește adevărul obiective despre Domnul Isus Hristos. Că este un învățător, că este venit de la Dumnezeu. Că, ascultați, nimeni nu poate face minunile pe care le face Hristos. Că Dumnezeu este cu el. Da, Nicodim aparține unui grup select, este din partid aia îngustă. Aia mai serioși, nu erau libertini, nu erau liberali, erau oameni serioși, luau în serios Scriptura, Luau un serios sfințirea, vă aduceți aminte, neprihănirea, chiar Domnul Iisus Hristos se recunoaște. Pavel zice la un moment dat, în Filipeni 3, dacă nu mă înșel, când ce privește neprihănirea, era fariseu, zice, era neprihănit, era curat. Adică era cea mai înaltă clasă. Și totuși nu era născut din nou. Și totuși nu era născut din nou. Oamenii ăștia nu erau niște păcătoși scandaloși. Și mai mult decât atât are o responsabilitate înaltă în poporul lui Dumnezeu. Și Biblia menționează de la început, între farisei era un om cu numele Nicodim, un frontaș al iudeilor. Și uitați-vă la înțelegerea lui doctrinară despre Domnul Isus. Recunoaște poziția lui Isus, că este un învățător. Recunoaște puterea miraculoasă a lui Hristos când spune nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Recunoaște proveniența lui Hristos, anume că Hristos vine de la Dumnezeu, un învățător venit de la Dumnezeu. Recunoaște prezența lui Dumnezeu constantă în lucrarea Domnului Isus Hristos când spune dacă Dumnezeu nu este cu el. Și eu cred că mulți creștini Astăzi sunt niște nicodimi, exact ca acest om, neliniștiți și neîmpăcați. Moral, dar nemântuiți. Și mulți dintre oamenii aceștia ajung să vorbească cu noi și noi încercăm să-i liniștim. Ai decis cândva. Ești în regulă. Nu, nu, nu. Satana te ispisește să crezi că nu ești născut din nou. El vede că ceva nu e în regulă în viața lui, ca Nicodim. Caută ceva. Nu are liniște. A trecut prin. prin pe toată, a urcat pe scara asta religioasă și a făcut tot ce am cerut noi să facă până la plicul cu zecioală, tot, absolut tot. Dar este încă neliniștit și noi încercăm să-l stingem. Să spunem, ești în regulă, te-ai rugat, ești în regulă. Ai spus rugăciunea, ești în regulă. Vii la biserică, ești în regulă. Citești Biblia regulată, ești în regulă. Încercăm să-i liniștim. Și s-ar putea ca în multe cazuri să fie o lucrare a Duhului Sfânt de pregătire acestor oameni ca ei să îl întâlnească cu adevărat pe Domnul Isus Hristos. Dar din nou, oare nu cumva tu ai nevoie în seara aceasta să ai această discuție cu Domnul Isus Hristos? Oare nu cumva unii dintre voi care sunteți în seara asta aici, sunteți exact oamenii ăștia? V-ați născut în fa Cum sunt mărturile noastre la multe botezuri? M-am născut în familie de credincioși. Mama și cu tata m-au dus de mic la biserică. Foarte bine. Am fost la grupa de copii. După aia te duci. Ai scara pe care ai urcat, ai urcat, ai urcat, ai urcat, ai urcat. Și vine, am, așa am senzația uneori la, la botezuri. Vine și zice, ce vreți să vă mai spun de-a mai? Ce vreți? Ce vreți de la mine? Sunt regulă. Nu ca și vine unul în și spune ce nelegiuiri a făcut și ce... Și... Da, pe ăla l înțeleg. Dar eu sunt de vostru. Ce... Mă știți, am crescut aici între voi. Îți de vostru. Primiți-mă. De fapt, nu aveți ce să mă primiți. Sunt, numai dați-mi semnul. E o problemă asta foarte mare. Și Ioan, din adins, îl creionează atât de detaliat pe Nicodim, pentru că în versetul 3, Domnul Iisus Hristos, ca și cum Nicodim n-ar fi spus nimic, ca și cum nu știa nimic despre Nicodim. Nicodim dă cu palma la o parte absolut tot. Toate observațiile astea pe care le-am făcut noi și Domnul Iisus spune drept răspuns. Iisus i-a zis, băi, uite în sfârșit un fariseu care înțelege ceva. Unde ai stat ascuns până acum? Tu ai vreo influență în grupul de farisei? Ai stat de vorbă cu ei? Incredibil. Uite în sfârșit un om care cu la cap, care are discernământ biblic, care își dă seama cine sunt eu cu adevărat. N-ai vrea să fii tu înaintașul meu, n-ai vrea să mergi tu înainte. Uite, lăsați, dați-l pe Iuda la o parte și trimiteți-l pe Nicodim ca să ducă să pregătească calea mea în Israel. Nu, Domnul Iisus Hristos se îndreaptă către el și îi spune drept răspuns Iisus i-a zis. Deci a dat un răspuns la ce a spus el. Nicodim îl recunoaște pe Hristos recunoaște cine este el, că vine de la Dumnezeu, că face minuni ieșite din comun, că Dumnezeu este cu el, că este un învățător legitim și reacția Domnului Isus Hristos imaginați că eu aș ieși de la conferință și vine cineva și spune, frate Andrei n-am mai auzit niciodată o predică în asta despre naștere din nou, frate Andrei, tu ești un fel, mesia mai micus decât Domnul Isus Hristos bine că sunt oameni ca tine care sunt în România, extraordinar și eu să zic, tu nu ești născut din nou ar fi un șoc, ar fi de peste cap complet, nu? Am înțeles, într-adevăr, lipsește în România predigina asta despre nașterea din nou. Și e posibil ca el să nu fie născut din nou. E posibil ca să nu fie născut din nou. Să nu cunoască această realitate. De aceea Domnul Iisus Hristos, dacă vă uitați aici, folosește o tactică excepțională. Ia o temă preferată a evreilor, și anume împărăția lui Dumnezeu, și leagă nevoia lui Nicodim de un subiect preferat al lui Nicodim, care era împărăția. Și spune Nicodim, voi sunteți cu împărăția, voi așteptați împărăția. Toți erau cu Mesia și cu împărăția. Să vină împărăția, să vină împărăția. Așteptau împărăția. Când se ridica cineva în poporul Israel, se gândea, oare ăsta e Mesia? Oare vine acum împărăția? De aceea când vine și Ioan și Domnul Isus Hristos, anunță lucrul acesta, pregătiți-vă, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, venise împăratul. Și el leagă nevoia lui Nicodim de subiectul lor preferat și anume, asta e o tactică excepțională a Domnului Isus Hristos, nașterea din nou. Nașterea din nou. Și Domnul comunică această realitate absolută pe care trebuie să o înțelegem fiecare despre nașterea din nou. Nașterea din nou este singura necesitate primară absolută și eliminatorie pentru a face parte din împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou. Este singura. Deci dacă tu ai venit cu, cu foile tale a patru, cu CV-ul tău spiritual, cu performanțele tale spirituale, nu că ele nu sunt bune. Nu că ele nu sunt necesare și au -au un loc în viața ta religioasă. Dar în ce privește intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu, ele sunt ascultați-mă, irelevante. Realitatea primară, realitatea absolută, realitatea eliminatorie, în ce privește împărăția lui Dumnezeu, este nașterea din nou. Absolut nimic altceva nu o poate înlocui și nu o poate compensa. Nu poți să spui, dar totuși vin la biserică. Irelevant. Dar totuși am postit. Irelevant. Dar totuși m-a rugat. Irelevant. Dar totuși m am născut în familie de credincioși. Irelevant. Dar totuși nu am curvit niciodată. E irelevant în ce privește intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni morali se duc în iad. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Domnul arată lucrul acesta. Nicodim nu era un păcătos scandalagiu, nu era un păcătos obraznic, Nicodim nu era un curvan, un nenorocit al lumii acestea, cum îi creionăm noi de foarte multe ori. Nicodim era un om religios, moral, un învățător în Israel, care stătea cu Scriptura în mână și care încerca să călăuzească pe alți orbi, el însuși fiind un orb, care era în groapă și care avea nevoie de salvare. Și Domnul Iisus Hristos ne învață cum să predică această învățătură. Vedeți dumneavoastră, nu l atinge absolut deloc declarația lui Nicodim. Nu este înșelat de ele. Are discernământul Domnului Iisus Hristos este absolut, este perfect, este infailibil, da? Și vedeți, nu-i dă timp lui Nicodim să, previne, să, să prevadă la să pregătească pentru ea. Își spune Nicodim poezia lui și Domnul Iisus Hristos zice Nicodim să-l să, în să, să pregătesc întâi. Nu, 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 nu. Lovește în conștiința lui cu toată forța și cu toată puterea. Și asta ne arată aici. Poți să ai totul, ca din, dar fără regenerare sau fără naștere din nou, nu ai absolut nimic. Orice discuție pe alte subiecte este absolut irelevantă. Absolut irelevantă. S-ar putea să ne găsim plăcerea în discuții teologice și nu este rău. S-ar putea să avem întrebări despre o grămadă de lucruri, nu știu, despre cipuri, despre nefilim, despre uriași, despre tot felul de lucruri. Subiectele astea și discuțiile acestea au un rol. Dar dacă nu ești născut din nou, ele nu contează. Ele sunt irelevante. Nu faci decât să întârzi realitatea de care tu ai nevoie în viața ta, așa nume, nașterea din nou. De ce nu era născut din nou? V-ați gândit de ce nu era născut din nou Nicodim? Cum ne dăm noi seama? Am putea noi, dacă eram în locul lui Hristos, să ne dăm seama că Nicodim nu este născut din nou? Sau este ceva mistic ascuns, numai Dumnezeu poate ști. Și noi nu ne putem pronunța despre nimeni când nu este născut din nou. Dumnezeu știe inima mea, nu știi tu ce este în inima mea. Am putea noi să ne dăm seama din textul acesta, din descrierea pe care o face Ioan, că Nicodim nu era născut din nou, eu cred că da. Dacă vă uitați la versetul 2, Domnul Isus Hristos vorbește despre împărăție lui Nicodim și îi spune Nicodim, dacă nu ești născut din nou, nu poți intra în împărăție. De unde știa Hristos că Isus, De unde știa Hristos că Nicodim nu este născut din nou? Unul, că era Dumnezeu, dar Domnul Iisus, ca om, să doar în sensul ăsta, știa că Nicodim nu este născut din nou, pentru că Nicodim nu vedea realitatea fundamentală al împărăției, și anume că împăratul era în fața lui. Cum îi se adresează Nicodim Domnului Iisus Hristos? Învățătorule, ascultă-mă, dovada fundamentală a nașterii din nou este dacă vezi, nu da că știi cu minte, dacă vezi, dacă trăiești, dacă ești îndrăgostit de cine este Domnul Iisus Hristos cu adevărat. Există dovezi practice ale nașterii din nou pe care le găsești, de exemplu, în 1 Ioan și multe alte epistole de acolo sunt condensate. Dar dovada fundamentală a nașterii din nou este că ai văzut slavă Domnului Isus Hristos, că îl cunoști pe el. Și când Nicodim vorbește din vorbele lui, se vede că Nicodim nu-l cunoștea pe Hristos. Învățătorul, știm o grămadă de lucruri, dar nu știa că Isus este Împăratul, că Isus venise cu împărăția. Deci el nu era născut din nou. El nu era născut din nou din acest motiv. Din acest motiv. Și ce șoc mare pentru un om care făcea parte din poporul lui Dumnezeu să-i se să spună că el nu este născut din nou. Că nu este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, aș vrea să observați, deci am văzut condiția lui Nicodim, condiția multor oameni religioși, multor oameni morale. Vedem în voi în versetul 3 această nevoie absolută a nașterii din nou. Și vreau să observați al treilea loc în versetul 4, neputința de a produce nașterea din nou. Și disperarea pe care o experimentează Nicodim din această pricină. Uitați ce zice. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Știți ce am face noi? I-am spune cum să se nască din nou. Că noi știm mai bine decât Domnul Isus. Am găsit noi niște metode, știm noi niște mijloace. Creăm noi un cadru, o atmosferă religioasă în care omul să fie născut din nou. Uitați întrebarea lui Nicodim. Logică, nu? Cum se poate naște un om? Din nou, poate el să intre a doua oară în pântecele și sale și să se nască? Vedeți neputința lui Nicodim în înțelegerea acestei lucrări spirituale, confundând-o cu realități carnale. Unii zic că Nicodim încerca să-l ironizeze pe Domnul Isus Hristos. Eu nu cred asta. Dar vestea bună, știți care este că un om natural, nenăscut din nou, poate să înțeleagă la un anumit nivel nașterea din nou. Și anume, ce poate el să înțeleagă despre nașterea din nou un om care nu e născut din nou? Unu, imposibilitatea de a produce nașterea din nou. El zice, cum poate un om să se nască din nou? Să se nască iarăși. Pentru că Biblia, în mod intenționat, folosește metafora nașterii pentru realitatea aceasta a transformării lăuntrice. Pentru că există niște corespondențe între nașterea fizică și nașterea spirituală. Cu, precum un copil nu se poate naște el pe el însuși, ci este născut de mama lui care trece prin travaliu și corpul da, mamei lucrează ca acel copil să ajungă pe lumea aceasta, la fel un om nu se poate naște pe sine din nou. Deci imposibilitatea nașterii din nou o poate înțelege orice om. Cum mă pot eu naște din nou? Corect, întrebare corectă. Și a doua realitate pe care o poate înțelege este irepetabilitatea acestei nașteri. Că nu există nașterea a doua oară. Că această naștere este o dată pentru totdeauna. El zice, poate el să intre, ascultați, a doua oară? Dar el folosește, evident, metafora nașterii carnale. Metafora nașterii carnale, dar din care noi putem extrage două realități fundamentale despre nașterea din nou. Această naștere spirituală. Vedeți, lui Nicodim îi se pare incredibilă această opțiune. Ce nu ratează Nicodim? Opțiunea unui nou început. Ce este nașterea? Nașterea este un start. Nașterea, nașterea este un început. Asta este nașterea din nou. Deci ca și cum tu ți-ai trăit viața ta cu toate păcatele ei, cu toate poftele ei, cu toate dependențele ei sau cu moralitatea ei, cu religiozitatea ei și cineva vine și spune, poate să existe un nou star. Și tu spui, e imposibil. Nu am cum, e cu neputință cineva să poată șterge 10 ani, 20 de ani, 30, 50, 60, 70, cât ai trecut mai mult, cu atât se pare mai imposibil, dacă îmi permiteți limbajul ăsta, ca să o poți lua de la capăt. N-ai cum, zice, cum se poate așa ceva? Nu se poate să o iau de la capăt. E cu neputință să o iau de la capăt. E cu neputință mi se pare acea, incredibilă această opțiune a unui nou început. Și asta este nașterea din nou. Dacă întreb, bun, ce e nașterea din nou? Nașterea din nou se cunoaște prin relația ta cu Hristos, am văzut asta mai sus, dar nașterea din nou este o altă viață. Este un start. Este un nou început. Dar ascultați-mă, nu poți avea un nou început dacă nu ești tu născut din nou. Asta ne arată textul acesta. Nu poți să ai un start, un alt start, un nou început, o altă viață. Dacă nu începe o altă viață. Dacă nu te naște cineva iarăși. Ăsta e realitatea fundamentală pe care o înțelegem din vorbele lui Nicodim. Uitați-vă apoi la versetul 5, unde Domnul Iisus Hristos ne arată procedeul nașterii din nou. Că el a întrebat, cum se poate? Și Domnul Isus este foarte interesant. Citiți versetul 5 foarte bine, pentru că sunt foarte mulți oameni care dau proceduri, mecanisme de naștere din nou. Și întotdeauna întrebați-vă, este mecanismul pe care îl mi spune omul acesta compatibil cu ce i-a răspuns Hristos Nicodim? Sau dacă eu aș fi stat de vorbă cu Nicodim și Hristos m-ar fi ascultat, s-ar fi uitat Hristos la mine și ar fi spus, asta de unde l scos? Adică noi trebuie să învățăm de la Hristos să vorbim despre nașterea de om. În conversațiile noastre, în discuțiile noastre, în ceea ce spunem despre nașterea din om, noi trebuie să fim scripturali și trebuie să fim cristologici, da? să folosim modelul Domnului Isus Hristos. Și ce face Domnul Isus? Isus i-a răspuns, cum se poate naște? Poate el? E foarte interesant accentul aici în versetul 4, vedeți pe puterea omului. Cum se poate naște? Vedeți a doua oară. Poate el să intre? Stă în puterea mea lucrul acesta? Și Domnul îi răspunde, ascultați, Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce face Hristos? Pentru că el era un fruntaș, Domnul Iisus Hristos îl duce la scripturi, la una din promisiunile cruciale despre restaurarea lui Israel și noul legământ, unde aflăm ce înseamnă nașterea asta din nou. Vezi, când Domnul Iisus Hristos, că la un moment dat îl întreabă tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adică Domnul se aștepta ca un învățător al lui Israel, care învăța din Biblie, din Vechiul Testament, să știe lucrurile astea. Rezultă că atunci când Isus zice născut din apă și din duh, el se referă la ceva ce se găsea deja în Scriptură. Altfel nu putea să-l critique pe Nicodin că nu știa lucrurile alea și nu le înțelege. Deci trebuie să fie undeva în Biblie nașterea asta din apă și din duh. Unde? Asta este întrebarea. Unde există această naștere din apă și din duh? Vreau să vă gândiți la crearea lumii. Crearea lumii este descrisă în Geneza, așa începe Biblia, parcă foarte bizar. Crearea lumii începe cu, cu vorbindu-se despre niște ape care erau și Duhul lui Dumnezeu care se mișca deasupra apelor și care pregătea ridicarea noii creației. Așa de începe Biblia. Ei, această metaforă în care Duhul planează deasupra apelor și face ceva cu apele sau din ape, ajunge să fie folosită în Noul Testament pentru a descrie noi începuturi. De exemplu, când Dumnezeu scoate poporul Israel din Egipt, aduce poporul Israel în niște ape, despică apele Mării Roșii și Dumnezeu putea să-i ducă prin altă parte, știți foarte bine. Și Duhul lui călăuzea prin acel nor. Este ideea de formare nouă, de inaugurare. E, această metaforă ajunge să fie folosită ulterior de proroci. Și vă dau un singur text din Sfânta Scriptură unde este folosit consecventă această metaforă. Domnul Iisus îl duce la Vechiul Testament. Nașterea din nou, aș vrea să subliniez lucrul ăsta, nașterea din nou în toată istoria a fost în același fel. Oamenii au fost mântuiți în toată istoria în același fel. În același fel. Fără niciun fel de distinție. Există multe diferențe între Vechiul Testament și Noul Testament, între Vechiul Legământ mai degrabă și Noul Legământ, dar aici nu există o diferență. Nici un om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu fără nașterea din nou. Iisus vorbește cu un om înainte de moartea lui, înainte de învierea lui, înainte de înălțarea lui la cer, înainte de coborârea Duhului Sfânt și spui, dacă nu te naști, dacă nu ești născut din nou, nu poți să intri acum în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și înainte de inaugurare bisericii, înainte de coborârea Duhului, înainte de moartea în vierea lui Hristos, intrarea în împărăție era exact în același fel, prin nașterea din nou. Și aș vrea să vă invit să deschideți ca să vă uitați dumneavoastră cu mine pe text, în Ezechiel, capitolul 36, unde este un text clasic care vorbește despre restaurarea, recuperarea lui Israel. Este, este o nădejde pe care Dumnezeu o dă lui Israel și spune cum se va întâmpla acest lucru. Da? Țineți minte expresia, naștere din apă și din Duh. Asta vrem să vedem. Versetul 24 spune, vă voi strânge din toate țările, vă voi aduce iarăși în țara voastră. Asta este promisiunea. Deci ăsta este contextul. Contextul este un nou început pentru poporul lui Israel. Restaurarea lui Israel. O pro promisiune nu e crucială pentru poporul Israel, da? Instaurarea unui alt legământ. Și aflăm aici cum se va face această restaurare a lui Israel. Vedeți versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Deci folosirea acestei imagini a apei, are sensul de curățire. Asta înseamnă nașterea din nou, nașterea din apă. În nașterea din apă se face o curățire și spune, vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Arătând că este vorba nu despre un botez exterior Ci despre o lucrare internă Spune vă voi da o inimă nouă Voi pune în voi un duh nou Voi scoate din trupul vostru inima de piatră Și vă voi da o inimă de carne Deci stropirea aceasta cu apă curată Spălarea aceasta cu apă curată Este o spălare a inimii Este o renovare lăuntrică a omului din lăuntru A duhului nostru, a inimii noastre Și uitați a doua parte Voi pune duhul meu în voi Ai două versete care spun că este vorba despre O curățare lăuntrică a inimii noastre când se îndepărtează idolii, păcatul, spune aici, spurcăciunile, căciunile, se dă la o parte și vine și locuiește în noi Duhul lui Dumnezeu. Voi pune Duhul meu în voi și ascultați exprimarea. Și vă voi face, cum îi va face să urmeze poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele? Prin Duhul Sfânt. Deci Domnul Iisus Hristos îl duce la Vechiul Testament și arată două lucruri. Vreau să observați în nașterea din nou, versetul 5, două lucruri despre nașterea din nou. Acțiunea spălării este o curățire interioară și agentul spiritual al acestei spălări, care este Duhul Sfânt. Deci pe de-o parte ai lucrarea, spălarea și agentul, Duhul Sfânt. Este o parte negativă, dacă îmi permiteți, îndepărtarea spurcăciunilor și păcatului, conform cu Ezechiel, că vedeți Domnul Iisus în Ioan 3 nici nu explică. Ce apă? Ce face apa? Ce curăță apa? Pentru că s-a aștepta ca Nicodim să-și reamintească profețiile din Vechiul Testament despre această curățare. De asta Domnul Iisus nu detaliază. De aceea este, din punctul meu de vedere, o anomalie hermeneutică să spui că poți sta cu Noul Testament în Biblie, așa, ca un neomarcionist ce este, să decupezi Vechiul Testament și să spui, eu înțeleg totul din Noul Testament fără să am niciun background din spate. Nu se poate. Domnul Iisus Hristos nu -i explică lui. Pentru că s-a aștepta ca el să înțeleagă împreună lucrurile acestea. Se explică reciproc. Da? Este această reciprocitate între cele două testamente. Nu vorbesc de două legăminte, ci cele două testamente. Revelația lui Dumnezeu, da? Ai negativ îndepărtarea păcatului, pozitiv intrarea Duhului. Ai păcatul pe de-o parte spălat și sfințenia care este adusă de prezența Duhului Sfânt în noi. Când romani spune că noi suntem duhovnicești, nu din pricina faptului că tragem tare în performanțele noastre spirituale. Mă sfințesc frate, mă sfințesc. Nu, nu, nu. E sfânt din pricina Duhului care locuiește în tine. El produce sfințirea, el vine cu prezența lui sfințitoare. Pe de o parte, vedeți, ai îndepărtarea, când zice de apă, îndepărtarea păcatului, în prezența Duhului sunt ai înnoirea. Pe de o parte spune că ne încurățește de spurcăciuni și de idoli și pe de o parte vine Dumnezeu în locul idolilor. Asta este nașterea din nou, conform prorocului, nașterea din nou este o curățire de păcat a inimii sau o transformare a inimii și al doilea lucru, o intrare a prezenței lui Dumnezeu în ființele noastre, Duhul lui Dumnezeu care este pus în noi, făcându-ne să ne îndreptăm inima spre legile împărăției lui Dumnezeu. Da? Vreau să vă dau un, text, un alt text din Noul Testament unde Pavel urmează exact aceeași logică, Tit capitolul 3. Dacă doriți, deschideți Tit capitolul 3 vorbește despre mântuire, ascultați. Versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit. Haideți să vedem cum ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, Nicodim, da, neprihănirea lui, ci pentru îndurarea lui, astea sunt motivele. Dar ascultați expresiile. Prin spălarea nașterii din nou, este partea negativă, dar să spală ce a fost poluat, stricat, spurcat în noi și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ele sunt două părți complementare ale aceleiași ale eveniment sau ale aceleiași experiențe a nașterii din nou. Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi, nu prin stăruință, ci prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Așa se produce nașterea din nou. Și vedeți dumneavoastră, conform lui Ezechiel, Domnul Isus nu detaliază, repet, pentru că în Ioan, audiența lui Ioan și Nicodim, dacă era împreună cu cenicii, spun unii irelevant, dar ei, atât audiența lui Ioan, cât și Nicodim, dacă era cu cenicii lui, ei trebuiau să știe textul din Ezechiel, conform Domnului Isus Hristos și lui Ezechiel, citat de Domnul Isus Hristos. vedeți dumneavoastră, legea Duhului nu este un Duh fără lege. Când îi zic, A, eu sunt în nou legământ acum, nu mai am nevoie de scriptură, nu mai am nevoie de legi, nu mai am nevoie de porunci, eu sunt cu legea Duhului de viață. Dar textul care vorbește despre nașterea din nou spune că Duhul Sfânt care este în tine te face să urmezi. Îi voi face să urmeze și să împlinească poruncile mele. Legea lui Dumnezeu nu poate fi împlinită decât prin Duhul Sfânt. Dacă nu ai Duhul Sfânt și nu ești născut din nou, ești moralist, religios, dar nu ești născut din nou. Fără Duhul Sfânt. În momentul în care intră Duhul Sfânt, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, este pentru că ai fost deja născut din nou și o faci cu drag. Asta ne arată în versetul 5, procedeul acestei nașteri din nou. Prin această lucrare de spălare, cu apa nașterii din nou, pe care o aduce Duhul Sfânt. Este o lucrare lăuntrică. Nu este vorba despre botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Nu este vorba despre așa ceva. Este vorba despre curățirea care are loc în nașterea din nou prin Duhul Sfânt. Nu te poți curăți pe tine însuți. Oricâte eforturi ai depune, s-ar putea să renunți la anumite patim, să renunți la anumite dependențe. Asta nu înseamnă că ești născut din nou. Nașterea din nou este o lucrare făcută în totalitate de Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. Și aici Domnul ne dă un alt indiciu dacă te duci la profeția din Ezechiel, care atestă că ai fost născut din nou. Și anume că există o naturalețe spirituală în urmarea cuvântului Dumnezeu. O dragoste naturală pe care tu nu ți-o poți explica pentru cuvântul lui Dumnezeu. O pasiune naturală ca să faci voia lui Dumnezeu fără să te împingă cineva de la spate. Este ceva ce tu știi că nu s-a regăsit în tine până atunci. Da? Este ceva natural, nu este ceva sforțat, ci este ceva făcut de Duhul Sfânt în tine. Da? Ești născut din apă și din Duh. Vezi tu lucrul acesta în viața ta? Vezi lucrul acesta în viața ta? Vezi această îndreptare inimitale? Asta este nașterea din nou. Gândește-te la, la sufletul tău, la voința ta, la emoțiile tale, la mintea ta, la conștiința ta, cum vrei tu să împarți pe compartimente sufletul tău. Și imaginează toate facultățile sufletului tău care până atunci au fost îndreptate spre păcat, spre tine însuți, spre lucrurile lumii acestea și deodată vezi o cârnire a tuturor facultăților sufletului tău în altă direcție. În altă direcție. Ceva ce n-ai făcut tu. Acum este posibil ca să te fi născut în familie de credincioși și Dumnezeu să-ți fi dat harul acesta extraordinar, poate la 4, la 5 ani, iar să-ți fi întors inima spre Dumnezeu să te fi născut din nou. Și sunt astfel de persoane. Și sunt persoane și aș vrea să fac clarificarea aceasta care spun, eu nu mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu. Eu nu pot să mi-aduc aminte un moment în viața mea în care să fi să fi urât pe Dumnezeu și deodată să nu mai fi urât. Un moment în viața mea în care să fi urât biserica, cuvântul lui Dumnezeu, închinarea și deodată să nu le mai fi urât. Am, Întotdeauna m-am simțit atras de Dumnezeu, de Fiul lui Isus Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru tine. Nu vreau să spui că nu ești născut din nou. Eu nu spun că nașterea din nou se cunoaște dacă tu știi când ai fost născut din nou. Copiii mei nu-și aduc aminte că n-au fost născuți. Dar copiii mei știu că sunt născuți pentru că sunt vii acum. Și pentru că vorbesc cu mine și avem o relație. De aceea tu nu trebuie să știi exact momentul în care ai fost născut din nou. Tu trebuie să vezi în tine semnele nașterii din nou. Trebuie să vezi semnele nașterii din nou. Că sunt foarte multe bănuiesc persoane din familie de credincioși care ani de zile, și știu astfel de persoane, care ani de zile s-au măcinat și Satana le-a exploatat într-un mod negativ, că altfel nu poate el să facă, cu gânduri de felul acesta. Nu știi când ai ridicat mâna, nu știi când ai repetat rugăciunea, nu știi când te-ai întors la Dumnezeu. Nu ai un moment din înalt N-ai scris aici la începutul Bibliei, uite, pe 3 ianuarie am fost născut din nou. Nu ai, dacă nu ai, nu ești născut din nou, ceva nu e în regulă cu tine. Nu, Dumnezeu nu este limitat la vârsta unui om ca să-l nască din nou. Te-ai născut în păcat, din momentul în care ai fost conceput, Dumnezeu te poate umple cu Duhul Sfânt și te poate naște din nou. El este suveran, el poate să facă lucrul acesta. Și slavă lui Dumnezeu dacă a făcut cu tine lucrul acesta din pruncie. Slavă lui Dumnezeu. Apoi observați natura nașterii din nou. Domnul Iisus Hristos îi explică, folosind aceeași metaforă nașterii, principiul care stă la baza acestei lucrări. Ascultați, ce este născut din carne este carne, nu? Carne naște carne. Câinele naște câini. Natura dictează nașterea, nu-i așa? Asta este simplu principiu. cum se realizează nașterea Nu. Natura dictează nașterea. Un animal naște un animal, un om naște un om, așa funcționează lucrurile. Și el folosește această metaforă și spune, natura lucrului dictează nașterea. Deci, carnea dă naștere cărnii, iar Duhul, pentru că este Duh și nu este carne, el dă naștere ce? Duhului. Așa explică Domnul Isus Hristos natura nașterii din nou. Deci există două nașteri de care omul are nevoie. O naștere naturală și o naștere spirituală. E explicat foarte simplu aici. Domnul Isus Hristos ridică pe Nicodim din sfera lucrurilor pământești, folosindu-se de o realitate pământească în sfera lucrurilor duhovnicești, ca să înțeleagă puțin ce înseamnă această naștere. Observați apoi versetul 7, consternarea lui Nicodim pe care Domnul Iisus Hristos o remarcă și spune lui Nicodim, nu te mira că ți-am zis, trebuie, este un imperativ, dar trebuie să vă nașteți. Vedeți, aici nu mai spune dacă un om nu se naște din nou, versetul 3, nu mai spune versetul 4, cum a spus Nicodim, tot la singular, cum se poate naște un om bătrân, sau versetul 5, dacă nu se naște cineva, vedeți-l la singular, aici spune Domnul Iisus Hristos, nu te merea că ți-am zis, trebuie să vă, toți, fără excepție, trebuie să fiți, ar fi o traducere mai corectă, trebuie să fiți născuți din nou. care e consternarea? De ce să mira Nicodim? Nicodim probabil era spre sfârșitul vieții sale pământești, o viață religioasă, morală, se ridicase pe scara performanțelor religioase foarte sus și în mod natural un moralist nu înțelege această lucrare. Un moralist nu poate înțelege cum toată viața lui religioasă, morală, este tratată ca inutilă, complet. Un moralist ar fi deranjat de o astfel de predică. Ca să-i spună cineva că este inutil. Nici măcar să nu-i bage în seamă ce a făcut el. Să nu ia în considerare, să spună nu contează. Nu adaugă cu nimic la intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu. Nu adaugă cu nimic la nașterea ta din nou. Nu, nu, nu contribuie cu nimic. N-are niciun sens. Nu este legată. Pur și simplu este o altă discuție, viața ta religioasă sau morală. Și cred că cea mai mare ofensă astăzi pentru foarte mulți evanghelici, bătrâni și tineri, oameni care stau în bănci și oameni care stau în amvon și care să cred înăuntru, este să le pui în față imperativul regenerării. Eu pregătind această predică am ajuns la disperare. Doamne, nu stă în puterile mele. Este dincolo de puterile mele. Doamne, cum am ajuns și eu născut din nou? Cum sunt eu aici înăuntru? Că nu a fost în mâinile mele lucrul acesta. Și tocmai ăsta este un pas pregătitor nașterii din nou. Aducerea la disperare, epuizarea omului. Când Domnul dă la o parte absolut orice și spune nu poți să faci absolut nimic pentru nașterea nu poți contribui tu cu ceva, cu moralitatea ta, cu religiozitatea ta, cu școlile tale teologice, cu cunoștințele tale, cu ceea ce recunoști și mărturisești tu despre Domnul Isus Hristos, chiar crezi că Domnul Isus Hristos e da, cred, gata, ești în regulă. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Nu este suficient, nu adaugă cu nimic, la nașterea din nou, nu poate produce re nașterea din nou. Asta este cea mai mare ofensă, cred. Să pui înaintea oamenilor necesitatea absolută a regenerării fără de care, repet, nimic altceva nu contează. Nimic altceva nu contează. Sunt, ascultați-mă, și vreau să fac această clarificare, sunt lucruri vitale în viața celui credincios care sunt inutile pentru cel necredincios. Farisei posteau mai mult decât ceilalți. Farisei se rugau mai mult decât ceilalți. Fariseii dăruiau mai mult decât ceilalți. Dar nu rezolva problema lor fundamentală. Deci n-aș vrea să pleci de aici și să spui, a, am înțeles. Deci nu trebuie să mă duc la biserică, nu trebuie să mă rog, nu trebuie să postesc, nu trebuie să citesc scriptura, tot ce o să spun în frații zilele astea. Nu, 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 eu ce spun este că lucrurile acestea nu pot produce nașterea ta din nou. Și să nu cumva să te încrezi în ele și să crezi că ele, pentru simplul fapt că sunt făcute într-un mod exterior, reflectă realitatea nașterii ta din nou. Asta vreau să spun. Și cu atât mai puțin ele nu pot fi merite ale nașterii tale din nou. Pentru că m-am dus la biserică, pentru că m-am născut în familie de credincioși, pentru că am fost mai silitor decât ceilalți, pentru că m-am dus și joia, pentru că am posit, pentru că m-am rugat, pentru că am avut neprihănirea fariseilor și călătorilor, sunt bine. Mai nu ești bine, că Pavel a fost mult mai sus decât tine. Și Nicodim a fost mult mai sus decât tine și n-a fost bine pentru el. Și sigur nu e bine și pentru tine. Trebuie să fii născut din nou. Trebuie să ai această transformare lăuntrică. În momentul în care această transformare lăuntrică, într-adevăr, lucrurile acestea, postul, rugăciunea, citirea scripturii, frecventarea bisericii, grupurile de e și așa mai departe. Astea sunt lucruri care accelerează într-un mod extraordinar viața ta spirituală. Dacă ești născut din nou, dacă ești regenerat. Deci înțelege bine ce vreau să spun. Pentru un necredincios, pentru un necredincios lucrurile acestea nu, pot, nu sunt merite ale nașterii sale din nou, ca să fie născut din nou sau să fie primit în împărăția lui Dumnezeu și nu sunt mijloace dacă el le aplică pur și simplu exterior. Și uitați versetul 8 Misterul nașterii din nou. Eu cred că ăsta este cel mai atacat punct din această învățătură a nașterii din nou. Pentru că el vine, cel puțin pentru noi astăzi, într-o vreme în care oamenii oferă tot felul de mecanisme pentru producerea nașterii din nou. Tot felul de mecanisme. Este noi lucrul ăsta, dacă pur și simplu nu ne putem opri. Trebuie să inventăm ceva. Dacă avem o problemă, o să găsim o soluție. Și ne apropiem de lumea spirituală și de viața spirituală și de lucruri care stau în puterea doar a lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu este cel care poate să aducă în ființă ceva, numai Dumnezeu poate să producă lucruri în lumea spirituală și noi ne apropiem cu aceeași mentalitate și zicem avem o problemă în nașterea din nou, am înțeles-o, este foarte dificilă să, să, pro, să, aducem niște mecanisme, niște mijloace, niște metode, o viziune, o strategie ca să producem nașterea din nou. Și s-au inventat o felul de lucruri, unele mai bizare decât altele. Te pune cineva să repeți o rugăciune și spui ești în regulă de acum. Nu ești. Te fugi dacă ai ridicat mâna. Nu ești născut din nou. Doar pentru că ai făcut. Unii au fost născuți din nou când au făcut lucrul acesta. Nu mă înțelegeți greșit. Dar mulți n-au fost. Unii zic, ai venit în față și vine omul lui Dumnezeu și își pune mâinile peste tine, strigă puțin la tine așa, te stropește puțin, foarte agitat și tu pleci de acolo cu euforie, am stat sub mâinile omului, ai plecat și zici, gata să născut din nou. Nu ești a doua zi, vezi că nu ești născut din nou. Și mă duc la nu știu ce grupare sau nu știu la ce biserică și fac nu știu ce ritual. Am trecut printr-un tunel de foc sau nu știu ce s-a mai întâmplat cu mine și sigur am, am avut o experiență. Am văzut ceva, am simțit ceva, sunt născut din nou. Dar Biblia nu spune asta. Biblia nu spune lucrul acesta. Uite-te la ce spune Domnul Isus Hristos. Da? Te duci la cineva și nu știu, ți-a pus vreo batistă fermecată și gata. Pff. nu, nu. Ați văzut, da? Versetul 8, ascultați, misterul nașterii din nou, vântul, vreau să observați trei lucruri aici, vântul suflă încotro vrea. Discută cu cineva despre nașterea din nou și ai să vezi că se opune vehement acestui lucru. Vântul suflă încotro vrea. Uitați și despre ce vorbește. Oamenii zic, tot discută. Cine e mântuire? E suveran? Dumnezeu în mântuire? Trebuie să facă Duhul Sfânt 99,9%. Eu am 0,1%. Spunea cineva ca să-mi explice cum înțelege el mântuirea. Zice, măi, eu sunt de acord cu absolut tot ce spui tu despre mântuire. Că sunt lănțuit, că sunt închisoare, că sunt prins acolo jos și zice, dar atâta măcar atâta pot să fac și eu la Dumnezeu. Fac din lanț. Zice, puținul ăla, dacă eu nu am făcut din lanț, Dumnezeu nu mă mântuie. Fac din lanț. Dar uitați ce spune Domnul Isus Hristos. Vântul, adică Duhul, că folosește metafora aceasta a mișcării vântului pentru a vorbi despre nașterea din apă și din Duh, vântul suflă încotro vrea. Vorbește despre direcția suverană a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este un agent liber în raport cu omul. Ascultați-mă, Duhul Sfânt este un agent liber în raport cu omul. Cine are nevoie de nașterea din nou? Omul, nu? Și în contextul nevoii omului de a fi născut din nou, el nu zice, depinde de voința ta. Mai să zicem că depinde de voința lui. Dar Hristos nu spune asta, mă înțelegeți? Eu nu vreau să neg pentru început lucrul ăsta. Depinde de mine, depinde de, voința, depinde de decizia mea, depinde de alegerea mea. Uite, eu nu neg lucrul ăsta. Nici nu intru în chestiunea asta. Doar că Hristos, când discută despre nevoia unui om de a fi născut din nou, Domnul Isus nu face apel la voința lui, ci spune ceva despre cine? Despre Duhul Sfânt, nu spune despre om. Asta e un lucru foarte interesant. De aceea eu spun că noi am, am stricat cumva învățătura despre nașterea din nou, suscitând discuții și punând tot felul de întrebări irelevante. Pentru Hristos nu existau întrebările astea. Domnul Iisus când vorbește despre nevoia mea de a fi născut din nou, nu spune, da, 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 da depinde de tine. Poate, deci, nici nu discut despre asta. Domnul spune, vânt suveran, decizia este a Duhului Sfânt. Uitați, vântul suflă încotro vrea nu no, ne-ar plăcea, nu? Să putem să-l aducem pe Duhul Sfânt, ne aducem copiii noștri răzvrătiți, rebeli, i-am prins cumva aici, înăuntru, pac, am apăsat pe buton, a venit Duhul, a suflat, ia să a născut din nou de aici. Să-l prostim cumva să vină la adunare, că rezolvăm noi. Dar nu se poate, vântul suflă încotro vrea. Se duce unde, el se mișcă unde vrea el. Al doilea lucru pe care îl spune Domnul, ascultați, este că de... suflarea Duhului poate fi detectată. Observați ce spune. Vântul suflă, tău... suflă încotro vrea și ascultați. Și auz vuietul. Deci atunci când Duhul Sfânt vine în contextul nașterii din nou și suflă, noi ne putem da seama că suflă Duhul Sfânt sau nu. Întrebarea este cum? Există învățătură în Sfânta Scriptură, texte în Sfânta Scriptură care să ne explice, să ne arate când Duhul Sfânt, da, nu-L putem controla unde se duce și unde vine, El se duce unde vrea El, este suveran, nu-L putem chema noi, nu-L putem obliga să vină, îl putem chema, dar nu putem obliga să vină. El suflă în control vrea el. Dar putem ști dacă a venit, cum se manifestă el și eu cred că da. Pentru că ideea e că auzi. De aceea, Domnul Iisus Hristos ce face aici când vorbește cu un om nenăscut din nou este să vorbească cu el, să-i predice, să-i deschidă scripturile. să face Hristos. De aceea, vântul suflă în compatibilitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Când vântul suflă la auzi că cuvântul lui Dumnezeu acolo. De asta Pavel vorbește despre a lua sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți, mereu în Biblie cuplat cuvântul lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt are efect. Dar uneori trăsăturile, atributele Duhului sunt, sunt puse pe seama cuvântului. De exemplu când zice cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor. Adică atât de mulți oameni mărturisesc în toată istoria creștinismului, am stat, am ascultat cuvântul și simțeam că vorbește mie și simțeam că Dumnezeu acolo față în față cu mine și are o discuție, o convorbire cu mine Dumnezeu. Parcă nu mai era nimeni în sală și Dumnezeu îmi spunea mie și -mi revelam, descoperea toată viața. Predicatorul nu știa nimic despre el. Era Duhul Sfânt. Era Duhul Sfânt. Și vând, auzi vuietul Duhului Sfânt prin mesajul Duhului Sfânt, prin cuvântul insuflat de Duhul Sfânt, revelat de Duhul Sfânt. Ascultați-mă ce vă spun bine. Dumnezeu face și astăzi minuni. Dumnezeu face și astăzi vindecări. Nimeni nu poate să-L controleze pe El, să-I spună, Doamne, vezi, eu sunt cesaționist, eu nu mai cred. Eu o să fac în continuare, liniștit. Dar nu-L cunoști pe Duhul Sfânt așa. Nu-L cunoști pe Duhul Sfânt așa. Și în vremea în care noi trăim este, este, această alunecare foarte puternică în acea direcție. Oameni care nu stau în Scripturi, oameni care nu cunosc Scriptura, oamenii care nu aud sufru Duhului Sfânt, dar știu sigur că e Duhul Sfânt pentru că a văzut pe cineva scoțându-i cuiva papo cu puțin din picior și a zis, i-a lungit. 5 mm i-a lungit piciorul, sigur. Nu a Duhul Sfânt putea să facă asta. Sim, știm sigur că e Duhul Sfânt acolo. Și spui, bun, dar probleme fundamentale acolo de învățătură. N-are cum să se fi întâmplat asta. E Duhul Sfânt acolo. Oameni care se decerebrează spiritual doar pentru faptul că au văzut ceva. Că au văzut ceva. Este o înșelare. Ascultați-mă, este o înșelare. Noi trebuie să învățăm să dobândim acest discernământ ca să putem auzi când lucrează Duhul Sfânt. Să-i auzim vuietul când vine și lucrează cu putere. Știți unde este luată această imagine a vuietului Duhului Sfânt? Din același pasaj. Ezechiel, capitolul 37. Vreau să deschideți acolo este pasajul următor. Domnul se duce la capitolul 37 și îl prezintă pe Duhul Sfânt ca un vuiet. De ce? Și spune așa. Mâna Domnului a venit peste mine, m-a luat în Duhul Domnului, m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase, m-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Moarte completă. Fiul omului vor putea oare oasele acestea să învieze? Tu ce ai spune? Asta este dragul meu când predici unei audiențe de oameni morți spiritual. Te duce Dumnezeu și îți dă cea mai depresivă lucrare din istorie și zice Dumnezeu, vorbește. Mai bine mă duce în mine, Doamne. Ce să vorbesc la... Și îl întreabă, vor putea oasele astea să învieze? Și zice Ezechiel foarte smerit, Doamne, tu știi lucrul acesta. Vorbea despre restaurarea lui Israel. Prorocește despre oasele acestea și spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Dacă tu ai vedea un om ducându-se într într-o vale cu oase și el a zice, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Am un mesaj pentru voi. Ce spune despre asta? Atât de incredibilă este nașterea din nou. Exact așa de, de imposibilă pentru omul firesc este nașterea din nou. Asta este lucrarea predicării cuvântului Dumnezeu. Și ascultați ce spune mai departe. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune în voi un duh și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam, pe când îi făcea datoria lui de predicator de proroc, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut, le a acoperit pielea pe deasupra. Dar nu era încă în duhul în ele. Prorocește și vorbește Duhului, zice acum. Prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Erau oaste mare, foarte mare la număr. Și ce el a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Versetul 14, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Asta este nașterea din nou. Este o ridicare din morți. Este ceva dincolo de puterile noastre. Nu avem niciun mecanism, nicio metodă ca să producem lucrul acesta. fi putem auzi Dumnezeu ne-a dat o misiune, o responsabilitate. Noi nu cădem în fatalism și spunem, a, păi nimeni nu poate să fie născut din nou, totul depinde de Duhul Sfânt. Stă, păi cine ne-am adunat aici? Îndeplinim într-un fel această funcție profetică a lui Ezechiel. Știm că nu putem să facem noi nimic, dar știm că Dumnezeu a hotărât în timp ce vestim cuvântul lui Dumnezeu să se producă aceste miracole extraordinare pe care le vedem în continuu. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și zice, deci, unu, direcția suverană a Duhului, detectarea suflării Duhului, la uzim zice, și uitați deplasarea secretă a Duhului, că zice așa. Dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Nu știm lucrul acesta. Aplicația este că nașterea din nou a unui om nu poate fi manipulată, organizată, speculată, ci doar remarcată. Asta ne spune versetul 8. Doar remarcată. Cred că este cel mai atacat aspect din această învățătură a nașterii din nou. Versetul 9 și 10, mustrarea lui Nicodim. Poate ești aici și nu ești născut din nou și când te întrebi. Ascultați, Nicodim e tot cu puterea. Cum poate, cum poate, cum poate, cum poate. Nu, nu l-a lămurit pe el că Duhul, numai Duhul poate. Ascultați ce spune. Cum se poate face așa ceva? Cum se poate face așa ceva? Și Domnul Iisus Hristos, dar întrebarea lui Nicodim, cred că trădează două erori contemporane. Unu, că nașterea din nou ar putea fi cumva în puterea omului. Și nu este. Și a doua, care exista mecanism prin care ar, fi, ar putea fi produsă. El zice, cum se poate face exact lucrul ăsta? Își dorește un nou început, își dorește un alt, o altă viață, își dorește un start, un alt start al vieții sale, Nicodim. Cu siguranță, când neliniștea lui a venit la Hristos. Și astea sunt două erori. Care putea sta în puterea ta și că ai putea aplica niște mecanisme prin care se produce această naștere. Și Domnul îi răspunde cu o mustrare foarte serioasă sensibilă, dar actuală, ascultați-mă. Zice, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepe aceste lucruri. Ce sugerează Domnul Iisus Hristos? Că el era învățător, avea responsabilitatea călăuzirii altora, dar el nu știa. Și cred, dragii mei, ascultând atâtea mesaje, cred că foarte mulți oameni care stau la amvoane, Vorbesc despre o grămadă de lucruri, dar ei înșiși nu știu realitatea fundamentală a nașterii din nou. Ei sunt învățători, ei sunt puși în locuri în care stau cu Scriptura în mână și se ridică cu autoritatea Cuvântului Dumnezeu fără ca să aibă ei înșiși această realitate a nașterii din nou. Nu cred că este un blestem mai mare pentru Biserica lui Dumnezeu decât acesta. Să ajungi într-o poziție, să fie cineva, poate din colaboratorii noștri, să stăm ani de zile cu el, să predicăm peste, despre sole, despre nu știu ce învățătură reformată, despre lucruri extraordinare, să fim cu toții în încântați extraordinar și să descoperim la un moment dat omul ăsta nu-i născut din nou. El nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. El a fost între noi, a plecat dintre noi pentru că nu era dintre ai noștri. Și eu însumi trebuie să mă verific în seara aceasta. Și frații mei, în primul rând, trebuie să verifice în seara aceasta. Și toți care stau în primul rând cu cuvântul lui Dumnezeu în mână. Pentru că noi ne putem înșela cel mai mult. Deschizi Biblia și o citești pentru studiu. Am ajuns la un punct în care deschideam Biblia și făceam schițe direct pe Scriptură. La timpul devoțional. O obsesie, Puseze obsesie să punem. Și îmi plăcea. Și că eu nu mă mai hrăneam. Eu citeam Biblia dimineața și mă mai hrăneam. Și știți unde se vedea testul? La rugăciune. La rugăciune. Pentru că părtășia cu Dumnezeu era distantă. La scriptură imediat, săream, devoram în scriptura. Era o distanță între mine și Dumnezeu. Asta este o tragedie, să știți. Era învățătorul, avea responsabilitatea călăuzirii altora, dar el nu știa această învățătură și nu cunoștea experiența nașterii din nou. Este posibil și se întâmplă și astăzi lucrul acesta. Aceasta este actualitatea pasajului din Ioan 3. Domnul Iisus Hristos vorbește despre nașterea din nou cu unul din învățătorii lui Israel care era foarte, foarte, foarte aproape de împărăție, dar nu era în împărăție. Și dacă nu intra în împărăție, era pierdut. De asemenea, Nicodim era ignorant cu privire la o învățătură fundamentală. Aici nu vorbim despre Nicodim, că nu știa. E premilenist, E pretribulaționist, mitribulaționist, postribulaționist, ce crede Nicodim despre uriaș, ce crede Nicodim despre Cip, ce crede Nicodim despre necazul cel mare. Nu, 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 nu. Nicodim nu știa, nu cunoștea prin experiență nașterea din nou și nici nu știa ca învățătură. Și ea este o învățătură fundamentală. Nu contează ce știi dacă nu ești născut din nou. Și Scriptura, vedeți, oferea chiar pentru oamenii aceia o învățătură clară cu privire la acest subiect învățătură foarte clar cu privire la acest subiect, că altfel Domnul nu-l mustră. Știi tu, dragul meu, despre nașterea din nou? Știi tu ce înseamnă nașterea din nou? Ești cumva în biserică, ai venit cumva poate la conferința asta, mi-ai dat și bani. Și tu nu știi ce e nașterea din nou și n-ai experimentat nașterea din nou. Dorința noastră a tuturor care suntem aici și am organizat conferința aceasta este ca tu să-L cunoști pe Domnul Isus Hristos. Să, să vezi că Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu creatorul pământului, S-a coborât în carne și oase la noi. Să vezi lucrul acesta, s-a făcut ca mine, a luat carne și oase ca mine. Sânge ca mine, a umblat pe pământ, a fost ținut la pieptul mamei sale. A stat în anonimat 30 de ani. A intrat în lucrare și a început în continuu să-l blasteme, să-l ocărască. că e samaritian, că e un revoluționar, că e un eretic. Și a mers până la capăt, a mers până la capăt, l-au hăituit duhurile. Satana l-a ispitit în atâtea feluri. A ajuns la final și Dumnezeu îi întinde paharul și îi spune pentru asta ai venit în lume, pentru paharul acesta, al mâniei lui Dumnezeu și când i-a întins Dumnezeu paharul spune Doamne s-ar putea, aici este păcatul omenirii, este blestemul, este despărțirea de tine, Doamne s-ar putea cumva să depărtezi paharul acesta de la mine? Nu-l merita el, noi îl meritam. El era într-o dragoste și într-o părtășie veșnică cu Dumnezeu. Nu cunoscuse nimic din lucrul acesta. De asta Pavel spune frontal, s-a făcut blestem pentru noi, s-a făcut păcat pentru noi și s-a ridicat la cruce de la Golgota ca să se încarce cu păcatul nostru, cu blestemul, cu moartea, cu despărțirea de Dumnezeu să se încarce cu el și să ducă acolo la cruce de la Golgota. Vezi tu lucrul acesta, dragul meu, că Dumnezeu însuși a venit să rezolve problema noastră fundamentală. Vezi gloria lui, vreți slava lui acolo la cruce? Și Dumnezeu a început, Dumnezeu l-a zdrobit. Asta spune Isaia 53. Dumnezeu -a... el n-a fost o victimă, dragul meu. El s-a ridicat între cer și pământ ca să arate dorința lui Dumnezeu de a veni din nou în părtășie cu omul. El este scara către cer. S-a ridicat acolo la cruce ca să aducă din nou pe Dumnezeu și om împreună. De asta Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Asta nu vedea Nicodim. Asta nu vedea Nicodim. Era încă ascuns de ochii lui Nicodim lucrul acesta. Îl vezi tu pe Domnul Isus Hristos? Îl cunoști tu pe El? Îl cunoști tu pe El? Iisus a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Ești, dragul meu, în biserică și nu pricepi aceste lucruri? Ai văzut atâtea botezuri și n-ai înțeles că botezul nu iese despre tine, că tu ai o mărturie. Ai văzut atâtea botezuri și n-ai înțeles că Iisus a murit și a înviat, a murit pentru păcat, a dus blestemul, moartea, păcatul acolo, și s-a ridicat la viață ca să ne dea viața lui de înviere și noi să trăim o, o, viață nouă. Poate ai fost de atâtea ori la cina Domnului și tu însuți ai participat la cina Domnului. Și n-ai înțeles că la cina Domnului este acel simbol al paharului care arată spre paharul mâniei lui Dumnezeu pe care el l-a băut. Este vorba despre el acolo, despre lucrarea lui extraordinară. Și ai, ai transformat cina Domnului într-o ceremonie. Cine sunt vrednic să se ridică în picioare? Ba, m-a ridicat în picioare. Sunt la cina Domnului. Nu! Noi toți de fiecare dată când ne apropiem la cina Domnului și vedem sângele lui, care curs pentru păcatele noastre și că nu suntem vrednici. de performanțe am avea, de biserici am plata, de predici am ține, oricât de mult am trage în familiile noastre, ca soț, ca tată, ca mamă, ca soție și așa mai departe, nu este suficient. El a plătit pentru noi, El ne-a curățat, El ne-a dat neprihănirea Lui, este vorba despre El, nu despre mine. Mă pierd când, când mi se spune despre Hristos, ar trebui să mă pierd în realitatea respectivă, ui despre mine. Totul este despre el. gloria Lui este așa de minunată. Tu ești din familie de credincioși și nu știi aceste lucruri. Tu predici poate uneori, la, dai un îndemn la rugăciune sau predici în biserică și nu știi aceste lucruri. Tu poate dai cina Domnului și nu știi aceste lucruri sau participi la cina Domnului și nu știi aceste lucruri. N-ai realitatea fundamentală. Tu poate citești cărți de teologie și nu știi nașterea din nou. Nu-L cunoști pe Hristos, nu vezi frumusețea Lui. Oare este adevărat cu, cu privire la tine lucrul acesta? Oare este posibil ca și tu să îmbătrânești pe băncile bisericii? Și să te duci în ea din biserică pentru că nu ești născut din nou, pentru că nu-L cunoști pe Hristos. Te întreb serios în seara aceasta. Tu pricepi aceste lucruri? Mi-aș dori să pot spune, Doamne, slavă ție! Știu despre ce vorbește omul ăsta. Cunosc realitatea aceea. L-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu, sunt în de el. Îl știu! Adevărat îți spun, zice Domnul Iisus, că noi vorbim și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Domnul Iisus Hristos, revelează, asta ne arată Hristos aici, că El a venit ca un martor al acestei învățături, împreună cu profeții din vechime, Ezechiel, și cu Dumnezeu însuși. Noi vorbim ce știm, mărturisim ce am văzut, asta facem noi. Responsabilitatea noastră, ca Domnul Iisus, ascultați-mă, este să rostim adevărul. Într-o discuție despre nașterea, din nou Domnul Isus nu vorbește despre nimic altceva, ci despre mărturie, despre vorbire, ascultați, vorbim, mărturisim mărturia noastră. Responsabilitatea noastră este a rostirea adevărului, nu a realizării acestei experiențe în alții. Și păcatul lor știți care era? Că nu primeau mărturia despre naștere din nou. Și Domnul ne arată că această realitate a nașterii din nou este pentru, realitate, pentru dimensiunea aceasta pământească, da? În partea asta de veșnicie. Când zice, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, cu alte cuvinte, ce spune Domnul? Că ăsta este un nivel elementar de revelație. Revelația era dată într-un stil simplu S-a vorbit despre naștere pe care o cunosc toți oamenii S-a folosit o metaforă uzuală O realitate care e peste tot în jurul nostru Nașterea Deci v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți? Dar aceste lucruri erau pe pământ Erau sub ochii lor Și Domnul, Domnul Dumnezeu ne le-a revelat Așa încât noi să prindem ceva Despre această realitate Și după aceea începe să vorbească despre el însuși Și foarte interesant Că textul despre nașterea din nou se termină cu o extraordinară despre Fiul lui Dumnezeu. Zice, nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Unde era Hristos când spunea aceste lucruri? Unde era? Nu? În fața lui Nicodim. Și spune Domnul Iisus Hristos, s-a suit în cer. S-a pogorât din cer. Și era în cer. Vorbește despre El ca Dumnezeu, ca Jehova, omniprezent. Ceva șocant pentru orice evreu. Șocant pentru orice. Vei. Arătând că piatra de potecnire, locul în care îți dai seama dacă ești sau nu ești născut din nou, este relația ta cu Domnul Isus Hristos. Vreau să închei cu o întrebare sau două. Ești moral? Ești cunoscător? Ești poziționat înăuntru? Ești mărturisitor sau ești regenerat? Că sunt lucruri diferite. Și dacă întrebi, bun, poți să fac ceva? Expune-te acelor mijloace ale Duhului, mai ales mesajului Duhului Sfânt. Asta poți să faci. Să-ți dai seama, nu am realitatea asta în viața mea. O să stau în acea biserică, în acel cadru, în cuvântul lui Dumnezeu unde vorbește Dumnezeu prin Duhului. Și mereu o să-mi aduc aminte că nu ține de mine, că nu faptele mele, că nu sforțările mele, că nu religia mea. Deci ideea nu e, după mesajul acesta, să dai într-un fatalism și să spui, a, am înțeles. A, ăla din aia care cred că nu pot să fac nimic pentru naștere din nou, că nu, nu, ține de mine și așa mai departe. N-are sens. Nu, 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 nu. Nu, nu mai înțeles bine. Vântul suflă cu o vrea, doar că Biblia ne revelează care sunt mijloacele Harului prin care lucrează Duhul Sfânt. Așa că tu trebuie să te expui acelor mijloace ale Harului. Și dacă ai auzit învățătura aceasta despre nașterea din nou care nu este în puterea ta, scopul acestei învățături este ca să te epuizeze. Scopul acestei învățături este ca să-ți arate că nu depinde de tine, ca să tu nu te mai încrezi în tine și să te încrezi numai în Dumnezeu. Ăsta este scopul învățăturii. Nu să te arunci în disperare. Și îndemnul meu final este privește la Domnul Isus Hristos. Privește la Domnul Isus Hristos. Așa se întâmplă nașterea din nou. Când Duhul Sfânt ia un om prin cuvânt care este predicat, care este citit într-un verset, pe o foiță de calendar căzută undeva în tramvai, o ia cineva, citește o scriptură sau jumate de verset și Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul ăla și străpunge ființa acelui om. Prin cuvânt nu Dumnezeu. Privește la Domnul Isus Hristos. Întotdeauna când nu crează Duhul Sfânt, Duhul Sfânt duce oameni la Hristos. Că mântuirea este doar în Domnul Isus Hristos. Este doar în Domnul Isus Hristos. Îl cunoști tu cunoști pe Hristos, dragul meu. Ești născut din nou? Conferința asta are sens dacă înțelegi nașterea din nou. Și, dragul meu, ce tragedie ar fi să fi venit la o conferință despre sfințenie, să te duci în iad? Ce tragedie ar fi? Ce tragedie ar fi? Să stai în biserică, să te duci în iad. Știm oameni din ăștia și ne doare inima pentru ei. Ce tragedie este să stai cu scriptura mână, să stai la amvon și să te duci în iad. Să fii pe băncile bisericii. Ce tragedie este să stai poate în momentele astea și nu ți-o spun că m-aș simți cumva ofensat de faptul că tu nu ai cred în învățătura mea. Credeți-mă că am luat atâta hate că am devenit imun. Dar ar fi o tragedie pentru tine să stai acolo, să disprețuiești și să spui, ah, eu nu cred în învățătura aia, eu nu am versiunea asta, am o versiune mai. am înțeles cum stau lucrurile. Și în adânc cu inimii tale, când ești singur în pat, îți dai seama, am o problemă fundamentală. O să ai oameni care o să te mintă și o să se scuze toate păcatele tale și o să se bucure cu moralitatea ta și o să se bucure cu plicul tău de zecioală și o să bucure cu frecvența ta la biserică și o să bucure cu frecvența ta la grupul mic, chiar dacă nu ești născut din nou. Chiar dacă nu ești născut din nou. Întreabă-te sincer în seara asta. Sunt eu născut din nou? Îl cunosc eu pe Domnul Isus Hristos? Ăsta este testul fundamental. Dacă ai văzut slava Domnului Isus Hristos, dacă îl iubești pe El, dacă ești pasionat de El, dacă îl cunoști pe El, dacă este centrul vieții, mie așa îmi place să spun, Hristos, pentru un om născut din nou, este centrul vieții lui. Viața ta are foarte multe elemente, relații și domenii. Imaginează-ți-le care are niște spițe. Butucul care le strânge la oaltă este Hristos. Fără el nu există sens. Fără el când te-ai lăsat pe roata aceea să, să face opt. El e butucul, el strânge tot. Cine strânge viața ta? Cine pune viața ta în ordine? Cine este centrul vieții tale? Cine este sensul vieții tale? Cine este Hristos pentru tine? Este Hristos pentru tine totul? Sau este și el concluzia? La final, în caz că se întâmplă ceva, se în regulă. Ca și-am eu zis că îți ierta de păcatele mele. Nu, nu, nu. Ai ratat. Hristos este totul. Sau este nimic. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.